Când e bine să mai pui mâna pe telefon și să îi mai suni pe unui oameni de care îți pasă, să-i mai întrebi de sănătate, de fericire, de viața cu viața asta de zi cu zi. În această seară, primul meu invitat este domnul Alexandru Arșinel. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara, Mihai! Bună seara! Celor din jurul tău. Am citit niște lucruri, niște treburi în ultima vreme și eram curios cum mai faceți față unei perioade, n-aș zice triste, dar plină de povară și de încercări pentru dumneavoastră. Sunt bine. Povestea mea de viață din ultima perioadă este aceea, cu necazul că Marilena, soția mea, nu este bine. Cu pregătirile pentru anul acesta, care e un an important, 100 de ani de la Unire, și care vom pregăti și o premieră la Herăstrău. Am mai scos un spectacol la începutul lunii ianuarie, avându-i protagoniști pe Vasile Muraru, Vali Pătru, Ana Maria Donosa, Eugen Cristea, adică câțiva artiști de frunte ai genului, cu o premieră excelentă, care se bucură din foarte mare succes. Astă seară e spectacol în oraș. Ce să spun, am dat eu până la Sidney acasă pe soția mea cu o prietenă de noastră să rămână zilele astea aici. În mâine seară avem o premieră la Atanasie, un concert în care principala invitată este Marina Voica, care dorește de mult timp să vină să apară, să reapară scena de Atanasie. Duminică avem Viva Revista la Savoi, de asemenea cu un trec distribuția teatrului, toată distribuția teatrului, tot teatrului, Viva Revista. Și uite așa, ne ținem ba de teatru, ba de unele probleme cu care ne confruntăm. Dar cum spuneați la sfârșitul anului trecut că a fost cel mai trist an din viața dumneavoastră și problemele cu soția și a fost groapa asta greu de trecut a pierderii Stelei. Numai Stelei, a Cristinei Stamate, nu știu că au fost câteva dispariții dureroase începute în primul rând cu Naile Zărescu, după aia a fost Stela, imediat Cristina Stamate, nu ne-a fost bine. Nu ne-a fost bine. Cum e soția dumneavoastră acum? E bine. E, să spun, nu că e împăcată cu situația în care este, dar e bine. E. Are și momente foarte bune, are și momente mai triste. Ce să spun? Nu. Trebuie să ai situația în care trebuie să ai o voință aproape supraomenească pentru a reuși să faci mental, în primul rând, față acestor suferințe. Da, așa e. Așa e, Mihai. Și nu-mi chiar face plăcere și nu cade foarte bine discuțiile despre situația care nu o lua ca un afront, dar Doamne ferește, nu. Ne aflăm pentru că într-un fel duce o încărcătură plus la ceea ce vulăm zi de zi sau ce ne se întâmplă zi de zi. Și atunci mă bucur. Cum să spun, mulți au de multe ori sunt întrebat cum e fără asta. Și prefera să nu mai discut treaba asta prea mult, pentru că
orice discuție despre Stella, despre ceilalți colegi care au dispărut, mă afectează foarte mult. Mă bucur că nu renunțați. Mă bucur că, indiferent câtă presiune ar fi, în continuare duceți teatrul de revistă, conduceți și duceți teatrul de revistă mai departe. Credeți că avem în jurul nostru colegi care iubesc teatru, care se zbat pentru teatru, începând de la știu, mașiniști, recuziteri, funcționari, croitori și la artiștii de frunte. Teatrul, unul dintre ei fiind chiar unul principal animator, Vasile Muraru, care se implică foarte mult în ceea ce înseamnă bunul mers al teatrului și care am un sprijin foarte mare din partea lui. Mulțumim mult de tot, domnule Arșinel. V-am zis, din când în când e bine să mai suni unii oameni și să-i întrebi pur și simplu cum sunt, cum se află. Altfel știu că sunteți un luptător până la capăt, indiferent de... situație. De situație. Citisem zilele trecute un articol absolut abject într-unul din cele mai citite ziare din România, din păcate, online. Un interviu care, din care am tras concluzia încă o dată că poate că dacă ești Parșinel sau dacă ești un idol în această țară, în viață, poate că mai bine să mori, că primești mai multe aplauze la moarte decât în timpul vieții. Habar n-am, dau cuvântul meu, doamna, nu știu despre acest lăsați, articol. Mai bine, tocmai de aceea nu am citat și din el. Atunci, în schimb, în Taifas a apărut un articol în Taifas, chiarul de suflet al lui Stella. Da, asta este, ce vrei să le faci? Mănâncă o pâine. Vă mulțumim mult de tot! Și duceți-vă lupta mai departe. Alexandru Arșinel a fost în direct cu